Bună, bine ai venit sau revenit pe acest canal. Eu sunt Nicoleta, iar aici vorbim despre dragoste, relații, viață, spiritualitate și legea atracției. Astăzi facem o citire de tarot și venim cu mesaje de la tine, cel sau cea din viitor. Să vedem ce ne spun cărțile. O să amestec acum un picuț. Dacă ai mai vizualizat filme de pe acest canal, știi că eu îl citesc în engleză și traduc, da? Deci astăzi venim, extragem, avem mai multe variante. Varianta cu kaki, cu crem și cu roz. Alege una dintre sau poți să le urmărești pe toate, cele trei variante. Iar fiecare dintre ele îți va răspunde la o întrebare, că e vorba de o relație, că e vorba de o persoană, că este vorba de un job sau de viața ta în general. Depinde la ce vrei tu să te gândești, da? Ok, hai să extragem trei cărți pentru cele trei variante, da? Ok, prima pentru varianta cu culoarea khaki. Pentru culoarea crem, hai să vedem altă carte, iar pentru roz, hai să vedem care este. Au căzut cărțile, nu e nicio problemă. Acum să vedem ce ne spunem. Ce variantă ți-ai ales? Hai să începem cu varianta 1, da? Varianta 1 este aici un moțuleț khaki, da? Hai să vedem care este. Why? Oh, hai să vedem ce ne spune. Why? 31. Ia să vedem ce ne spune acest why. Sper că se vede, da? Deci, aceasta este întrebarea sau mesajul de la tine, cel sau cea din viitor, pentru varianta 1. Why? Probabil că de ce faci sau de ce ești cum ești în prezent. Hai să vedem ce răspuns are. Deci 31 numărul. Deci, care este mesajul de la tine din viitor către tine cel de astăzi, da? Pentru că noi ne schimbăm permanent. 31. O secundică. Am ajuns aproape. 31. Ia să vedem. Why? Am mai avut cartea asta în o altă citire. Deci, ce înseamnă? Motives, driving intention, the power of knowing the why. Deci, trebuie să înțeleg de ce puterea a cunoașterii acelui răspuns. De ce? La de ce? Mesajul oracolului. This is a great power in understanding your motives right now. Deci, este o mare putere ca să înțelegi această... De ce acționezi sau de ce se întâmplă lucrurile așa în viața ta acum? The oracle asks you to be very clear about why you are asking this question, looking for this answer, behaving in this way and, most important, making this choice. Deci oracolul te întreabă, îți cere de fapt să fii foarte clar în ceea ce privește acest why, acest de ce, ca și să-ți răspund la această întrebare. De ce cauți acest răspuns la întrebare? De ce te comporți în acest fel? Și cel mai important, de ce faci aceste sau această alegere? Knowing your why is the key to fulfillment. Deci știind, având răspunsul la această întrebare, de ce este cheia spre împlinire? When you are clear about it, your intention will then be a magnet for miracles. Atunci când ești clar, când știi cu claritate răspunsul la această întrebare, intenția ta va fi un magnet pentru miracole. Motives define the nature of your experience. When you think about something, feel it and then act on it. Deci, motivele îți definesc natura experienței. Când gândești, când te gândești la ceva, simte în profunzime acel lucru sau experiență pe care vrei să o ai
și apoi acționează în consecință. This invisible why is the life force energy within the seed, which brings it to life and holds the potential for growth. Acest invizibil why, da? Acest răspuns la întrebarea de ce, este energia forței vieții, de fapt sămânța, da? Aceasta este sămânța la tot ce se întâmplă în viața ta sau ce se poate întâmpla și îți aduce la viață, te aduce la viață și îți conține potențialul pentru creștere. Foarte frumos! Deci aceasta este... Haideți să vedem ce spune ca și mesaj de prosperitate, da? Knowing the motives behind your career and creative ventures is the ticket to your greatness success. Deci știind motivele din spatele, adică de ce vrei tu să ai această carieră sau această creativă, această cale pe care mergi, este biletul care îți garantează succesul. Foarte frumos! Oh, ce soare a ieșit! Este soarele pe strada noastră! It's time to ask yourself some probing questions. Este timpul să îți pui niște întrebări care să-ți probeze realitatea. Are you driven by a desire to serve? Deci ești condus de dorința de a servi, de a veni în folosul celorlalți. Does your prosperity impact the greater good? Prosperitatea ta va impacta, va avea un impact pozitiv spre binele suprem al tuturor. When you envision your most prosperous life, are you guided by a sense of purpose or by a need to make money, acquire things, save for the future, or all of this? Deci este o mare diferență când te gândești la viața ta prosperă. Ești ghidat de un sens, de un... deci ai un sens, sau mai bine zis, motivul tău este să faci bani, să posezi lucruri, să faci economii pentru viitor, ori toate acestea la un loc, da? No motive is bad or good, but having agendas hidden from yourself will lead to disappointment and possible failure. Se spune că nu este nimic bine sau rău, da? Dar știind foarte bine motivele ascunse din spatele acțiunilor tale, acestea nu te vor mai putea duce la dezamăgire și eșec. Be clear about why you want the things you do. Deci fii foarte clar de ce vrei lucrurile pe care le vrei. If the motives are true, accept them. Dacă motivele tale sunt adevărate, au sens, acceptă-le. If they are not, change them so you can step into your extraordinary life. Și dacă nu sunt reale, atunci schimbă-le ca să poți să pășești într-o viață extraordinară. Foarte frumos! Acum vreau să mai iau o cărticică, dar scuză-mă o secundă, mi-au căzut cărțile celălalt pachet de cărți. Chiar le am aici. Acum vreau, sunt doar câteva, dar nu contează, nimic nu este întâmplător, deci o să aleg din acestea. Hai să le amestec un picuț. Vreau să am o cărticică vis-a-vis de această carte din celălalt pachet, da? Tarot oceanic, da? Care să-ți arate care este pasul care să te ajute. Pasul. Sau poate să fie un singur cuvânt, un sfat, ca să-ți fie mai clară poziția pe care trebuie să o adăugi sau ceea ce ai de făcut, ok? Deci am ales această carticică. Haideți să vedem mai departe ce spune această nouă carticică. Page of Wands. Creativity. Deci trebuie să ai creativitate ori să-ți folosești sau să-ți dezvolți creativitatea, da? Hai să citim și despre această carte, care este... nu are niciun număr. Numai puțin. O secundă. Am găsit.
Deci creativitate, asta înseamnă, da? This page is charming and chatty and he brings great news about creative projects. Deci acest paj este charming, este fermecător și vorbăreț și el ne aduce minunate noutăți despre obiective, despre proiecte creative, planuri de călătorie și nou job. In relationships, he or she reveals a fun flirtation. În relații, el sau ea ne dezvăluie un flirt amuzant. An additional meaning of the card is the influence of a creative person, a writer, actor, artist, dancer, or a musician, or that you are discovering your creative potential. Wow! Deci, o altă semnificație ar fi, acestei cărți, ar fi influența unei persoane creative, un scriitor, un actor, un artist, un dansator, un muzician, ori pur și simplu descoperirea potențialului tău creativ. Sfatul acestei cărți este: Now is the time to express yourself in words, pictures, dance, music, or through any other creative pursuit you enjoy. Acum este timpul să te exprimi pe tine în cuvinte, în fotografii sau imagini, în dans, în muzică, orice altceva, orice alt act creativ care îți aduce bucurie. Deci asta este pentru varianta numărul 1. Să trecem la varianta numărul 2. Numai o secundă. La această carte, da? Ok, hai să vedem varianta numărul 2. Cine a ales moțul crem, da? Avem numărul 9, Treasure Island. Îți arăt acum cărticica, este foarte frumoasă, da? Hai să vedem ce înseamnă. Deci, numărul 9 trebuie să fie la început. O secundică. 3. Ia să vedem. 6. 10. Ia să vedem ce înseamnă. Ia să citim acum. Treasure Island. The law of attraction bringing dreams into fruition. The results of positive thinking made manifest. Wow, asta este foarte drăguță, această variantă. Deci, legea atracției aduce visurile la manifestare. The results of positive thinking made manifest. Rezultatele gândirii pozitive se manifestă. Abundance appearing as it from nowhere, financial gains and the sharing of good fortune. Wow! Abundența apare ca de nicăieri. Finanțele prosperă și ai parte de foarte bun noroc. Mesajul oracolului este: You have worked hard and acted upon your unwavering belief in abundance, suddenly, in the midst of it all, you hit your jackpot. Wow! Deci ai muncit din greu și iată că acum, dintr-o dată, din mijlocul a nicăieri și a niciunde, tu ai atins jackpotul, adică atins cel mai mare punct al vieții tale. You have uncovered the map to buried treasure and tapped in the unlimited potential within you. Deci tu ai descoperit harta care te conduce la acea comoară și îți descoperi potențialul nelimitat din interiorul tău. What you must hone now is your ability to recognize when X marks the spot, because some of these golden opportunities may be obvious, but others may not be so apparent. Ce trebuie să faci tu acum este abilitatea ta de a recunoaște când atingi punctul X, da? Pentru că atunci
oportunități de aur apar și tu trebuie să fii pe fază, cum ar veni. Trust your intuition to light your way now as you enter this truly prosperous phase where all the long hard work navigating your inner life is now paying off externally. Wow! Deci ai grijă în intuiția care te conduce pe calea aceasta la adevărata prosperitate, pentru că munca ta grea te-a condus, munca ta interioară te conduce acum la rezultate exterioare. Vai, asta este foarte frumos. Don't forget we enjoy it and share it with others as treasure shared multiplies like magic. Ah, deci nu uita să te bucuri și să împărtășești cu ceilalți, pentru că o comoară pe care o împarți cu ceilalți se multiplică ca în magie. Wow, asta este fantastic, foarte frumos. Hai să vedem un mesaj de prosperitate. At this time, you can be confident that success is yours. În acest punct, poți să fii sigur că succesul este al tău. Your ideas are all hitting the mark and you are in a true manifestation period when you will see evidence of the seeds of prosperity you planted in the past. Wow, formidabil! Deci, ideile tale ating punctul, adică ești într-o perioadă extraordinară de manifestare când vei vedea cu adevărat evident foarte evident că semințele pe care le-ai plantat în trecut, acum devin realitate. Este minunat. Creative projects will flourish as inspiration strikes. Share your wealth with others too. Generosity and gratitude should lead you now. Proiectele creative vor înflori pentru că inspirația este extraordinar de mare. Împărtășește bunăstarea ta cu alții, generozitatea și gratitudinea, recunoștința ar trebui să te conducă acum. Foarte frumos! Hai să vedem și la varianta aceasta a doua, care ar fi o carticică care să te ajute să-ți dea un cuvânt, un sfat, da? Să te ajute ca să ajungi la această versiunea ta din viitor, care să te susțină, da? Am ales o carte. Hai să vedem ce spune această carte. Queen of Cups, Sensitivity. Deci să fii sensibil, sensibilă. Hai să vedem ce ne spune. O secundă să citim ce ne spune această carticică. Este Queen of Cups, Regina de Cupe. Foarte frumos. Numai o secundă să vedem unde sunt cupele. Păi, le găsim acum. Adevărat. Unde sunteți? Am găsit. Regina de cupe. Haideți să vedem care este sfatul, da? The queen is the queen of hearts. Este regina inimilor. A sensitive, compassionate woman who is gentle towards her friends and openly loving towards her family and partner. Deci este o sensibilă, compasionată femeie către prietenii și oamenii cei din familie și către partenerul său. She offers loyalty, inspiration and creativity so your projects will thrive too. Deci ea oferă loialitate, inspirație, creativitate. Deci iată că proiectele tale vor fi conduse de acestea, da? As the you card in a reading this queen shows you that now is the time to focus on relationships, children and sharing with friends. Această carte îți arată că este timpul să te focusezi pe relații, pe copii și
pentru a împărtăși cu prietenii. Dacă ești singur, singură și predicți, you are emotionally ready for new love. Dacă ești singură sau singur, îți arată sau îți arată că tu ești gata din punct de vedere emoțional de o nouă iubire. Haide să vedem sfatul. Tune into your nurturing side in decision making. Your emotional intelligence is your best guide. Deci, atunci când vrei să faci decizii, inteligența ta emoțională este cel mai bun ghid, da? Iată, aceasta a fost și varianta a doua. Sper că ți-a plăcut și conexezi tu aceste două cărți și aceste mesaje ca să te ajute și să înțelegi mai bine cine ești tu sau cea din viitor. Acum mergem la varianta a treia, la culoarea roz, da? Aici este cărticica. Acum o să iau să citesc cărticica, să vedem ce ne spune. Varianta 3, da? Ok. Numărul 46, Regeneration. Wow, aici este vorba despre cu totul și cu totul altceva. Regeneration. Haideți să vedem ce ne spune această carte pentru cei care au ales numărul 46, Regeneration, a treia variantă. Numai puțin. Să găsesc 46. 46. Ok, numai o secundă. Sunt aproape. 46. Hai să vedem ce ne spune și aceasta. Deci, semnificarea. Semnificația. Rebirth. Second chances. New opportunities. Oh, renaștere. A doua șansă. Noi oportunități. Mesajul oracolului este: Second chances are available to you now. Whatever options, opportunities you thought were dead are now revived in a more authentic, stronger form. Wow, foarte frumos! Deci, oricum ar fi părut oportunitățile tale moarte, adică pur și simplu nu mai sunt de actualitate sau nu îți păreau ție, iată că acum reînvie, dar într-o formă mult mai autentică și mai puternică. Whatever you may have perceived as a failure or loss is now being replaced by something better and more powerful growing in its place. Deci, oricum, cum vedeai tu, care era percepția ta despre un eșec sau despre o pierdere, iată că acum este înlocuită cu ceva mai bine, mai puternic, care crește pur și simplu de la sine. This rebirth is assured. Această renaștere este sigură, sigură. Step into your new life. Destiny is being fulfilled in wondrous ways. Deci, pășește în viața ta nouă. Destinul pur și simplu vine către tine. Mesajul de prosperitate. Ia să vedem. What happens when it appears you have failed at something? Ce se întâmplă când pare că tu ai eșuat în ceva? Do you see the beauty in this lesson? Vezi frumusețea acestei lecții? The understanding that arises from difficulties is like a seed that lies dormant for a time. Deci, înțelegerea sosește, apare din dificultăți și este ca o semință care doarme, care se așterne în tăcere pentru un timp. Then, once it germinates in your subconscious, it pushes through into your awareness. Apoi, odată ce a germinat în subconștientul tău, iată că se duce către partea conștientă, da? It's becoming apparent that there is a new you, a new start.
Deci devine din ce în ce mai aparent, deci foarte clar, că este loc de tine ca om nou și iată că ai parte de un nou start. A more powerful version and form of what you began to plant in the garden of your imagination has surfaced. O mult mai puternică versiune și formă a ceea ce ai plantat tu în grădina imaginației tale este la suprafață. Este formidabilă această carte. You are ripe for success. Deci acum este timpul pentru succes. New opportunities, much better than those that came before, appear like gifts from the gods. Wow! Deci noi oportunități. Mult mai bine decât cele care au apărut în trecut, iată că apar acum ca și daruri de la zei. Now is the one of those times when out of seeming loss and failure comes remarkable abundance. Acum este timpul când toate pierderile și eșecurile tale se preschimbă pur și simplu în abundență. Do not dwell on the past because you really are experiencing a rebirth. Deci nu te mai duce în trecut, nu te mai lupta cu trecutul, pentru că acum cu adevărat tu experimentezi o renaștere. Wow, foarte frumos! Haideți să vedem totuși acum pentru această versiune a treia, care este cealaltă carte, un cuvânt, o idee, ceva care să te ajute ca să ajungi la regenerarea aceasta, la noul tu, cel din viitor. Ia să vedem care este o carte care să te ajute, da? Am ales-o, da? A Seven of Swords, Loss, pierdere. Ia să vedem ce ne spune această carte, da? Pierdere. Să vedem pierdere, poate pierdem ceea ce nu ne mai trebuie, ce nu mai este de folos, da? O secundă să vedem unde sunt săbile, da? Seven of Swords. Deci 6 de săbi. Hai să vedem. Semnificația este pierdere. This seven is known as the thief card of the tarot because it reveals something being taken from you. Oh, această carte este ca și considerată ca și hoțul acestui tarot pentru că îți arată că ceva a fost furat de la tine, ți-a fost luat. Often it validates your suspicions, so if your intuition is telling you not to trust, follow it. Asta îți validează suspiciunile, așa că dacă intuiția îți spune să nu ai încredere, urmează-o. Investigate the detail rather than agree to an offer straight away. Deci, investighează detaliile decât să te duci pur și simplu pe această cale. Wait until you have evidence that is genuine. Deci, așteaptă evidențele că aceasta e calea adevărată. Also, this card asks you to take extra care of your possessions and to protect yourself from negative people who drain your energy. Această carte, de asemenea, spune să ai o grijă în plus, adică mai mare grijă de posesiunile tale și să te protejezi pe tine de oamenii negativi care ți fură energia. Și sfatul acestei cărți este protect your assets and examine the motives of others carefully. Be on your guard. Deci, protejează-ți asset-urile, adică posesiunile și examinează motivele celorlalți cu grijă. Fii în gardă. Deci, cam asta a fost pentru astăzi. Sper că ți-a plăcut. A fost varianta numărul 1, varianta numărul 2 și aceasta ultima, varianta numărul 3. Îți mulțumesc din suflet că ești cu mine. Sper că ți-a plăcut și te rog frumos, lasă-mi un comentariu ca să știu să mai fac astfel de citiri. Și numai bine, ne vedem curând. Ciao, ciao!